Astăzi, la Câmpul Lung a fost înregistrat cazul cu numărul 3 confirmat pozitiv la virusul COVID-19. A fost confirmat pozitiv și s-au luat măsurile și sunt izolați la domiciliu atât 7 persoane. Polițiști și jandarmi sau doar jandarmi? Doar jandarmi. Acum facem ancheta să vedem epidemiologică câți puțini au avut contact și în poliție și așa mai departe. El a făcut parte din niște patrule. Și aveți vreo informație dacă el a fost, a luat virusul ăsta intrând în contact cu cineva, a fost plecat în afară sau pur și simplu mergând la serviciu? Pur și simplu mergând la serviciu cu eu știu, cu cei care au patrulat și care au intrat în contact cu persoana respectivă. Potrivit edilului Liviu Țăroiu, oamenii legii sunt echipați corespunzător atunci când pleacă în misiuni. Cei care sunt de la poliție și de la jandarmi au în dotare echipament de protecție, mănuși, măști și ce le trebuie când patrulează? Sigur da, au mănuși și măști, au sigur în dotare. Acum le asigurăm și le-am asigurat și combinezoane, le asigurăm și viziere și tot ce trebuie. Le-am asigurat deja și au în dotare. Cum virusul nu alege, fiecare dintre noi îl poate contacta. Așadar, respectați sfaturile autorităților și, cel mai important, nu plecați de acasă dacă nu este neapărat nevoie.